Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi avem un invitat special, Ena Chetușa, sociolog. Pentru că vorbim despre migrații. Este un subiect important și oarecum dureros pentru ce se întâmplă cu rudele noastre, cu familiile noastre care sunt nevoite să plece din țară. Bine ai venit! Bine te-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Și eu mulțumesc că ai acceptat să vorbim despre partea asta atât de importantă. E o migrație care ridică semne de întrebare și totodată ridică mari problematici. Pentru că dacă anii trecuți plecau din țară tinerii ca să-și făurească o carieră, să-și pună bazele stabilității financiare și a profesiei lor, de data aceasta pleacă și oamenii care au 40-50 de ani, care caută ceva anume. Ce caută? Sunt mai multe cauze ale acestei migrații și motivațiile celor care pleacă sunt multiple. Da. Pentru că ele, practic, sunt diferite. Bine, unele domină aspectul financiar, da, și stabilitatea profesiei. Da. Da? Sunt aproape identice pentru mulți dintre cei care migrează, dar sunt și motive de ordin personal sau individual, dacă vrei. Da. Vorbesc cu drag și cu plăcere pentru că e un domeniu care mă preocupă. Apropo, noi suntem în statisticile globale, mondiale, al doilea stat, cu un procent al migrației foarte mare, un stat care nu a avut parte de război. Siria e pe primul loc, dar Siria a avut parte de război. E devastată Siria, arată sub orice critică. Dacă te uiți pe filmările din drone... Din dorința de a avea o viață calitativă. Bun, totuși migrația, procentul foarte mare ale migrației demonstrează, practic, instabilitate, lipsa predicției, lipsa încrederii în instituții, pentru da. Că noi în ultimul deceniu, deci 2011-2021, am avut o destructurare, să spunem, a încrederii societății, oamenilor, în politicieni și în instituții. În primul rând, în politicieni și în instituții. Cauzele, o primă cauză și cea mai întâlnită pentru cei care pleacă este aceea economică, adică a veniturilor. În România exista și o politică, din punctul meu de vedere, greșită sau greșit înțeleasă de politicieni și de cei care, practic, au gândit destinele economice ale României, această politică a salariilor mici, a mâinii de lucru ieftine, care ce face? Practic îl ajută pe individul, l-a angajat cu un contract de muncă, să supraviețuiască de la lună la alta, adică să meargă la muncă. Blochează dezvoltarea, blochează consumul, blochează educația, pentru că omul care muncește și are un salariu mic, nu se mai gândește la vacanțe, la un spectacol de teatru, la concert, să achiziționeze cărți. Sau la investi în educația copiilor, care costă enorm. Permite. Educația costă da. Foarte mult. Da? Da. Și atunci, în primul rând, că păstrezi un stadiu care se schimbă foarte, foarte, foarte încet, da? Imperceptibil aproape, adică stagnezi, și pe de altă parte creezi frustrare foarte mare. Politica mâinii de lucru ieftine este o politică, de fapt, anti-evoluție și anti-modernizare, o politică a sărăciei. Da? Da. De ce? Pentru simplu motiv că oamenii nu fac altceva decât să-și economisească niște bani cu care să-și cumpere pachetul pentru a doua zi și să plătească biletul de transport dintr-o parte în alta, ca să nu mai vorbim de combustibil, mașină personală și alte lucruri. Chiar vreau să te întreb, crezi că se dorește o... diferențierea claselor sociale așa cum a fost acum foarte mult timp? Da, se dorește. Păi vezi lucrul acesta din modul în care sunt tratate anumite clase sociale în România. Spre exemplu, să vedem cât câștigă un judecător și cât câștigă un profesor. Da? Pentru că spui așa, judecătorul nu trebuie să fie coruptibil. Da, tot respectul pentru profesia asta, tot respectul pentru judecători și judecătoare, da? Și se spune că este un element de siguranță națională, dar și educația. Ca să ajungi judecător, treci prin școală. Da. Treci pe la grădiniță, pe la ciclu primar, liceu, facultate, da? Și asta, bun. Și ca să scazi infracționalitatea, trebuie să ai oameni educați. Da, păi ca să scazi infracționalitatea, este clar, este un raport invers proporțional demonstrat științific de către fondatorii educației. Sigur. Francezi. Când construiești școli, închizi închisori, da. Într-un orizont de timp de 20 de ani, da. Pentru că vorbim de o generație, când închizi școlile, deschizi închisorile mai târziu. Da. Da? De ce? Pentru că
un individ care are oportunități, care are educație, care se naște într-un mediu unde există cultura profesiei, cultura dezvoltării, el va face la fel, pentru că noi, copiii fiind, înregistrăm tot ceea ce vedem în jurul nostru. Și sunt reperele de viață, și sunt reperele pe care practic le avem și după care ne ghidăm. Am pus cele două profesii, profesor și judecător, da? Da. Polițistul și doctorul, da? Uh-huh. Pe exemplu. Doctorii acum, medici au salarii mai bune în ultimii 3-4 ani, dar au fost perioade mai bune, în care... Dar tot nu se compară cu salariile de afară. Nu se compară, la noi poate doar pensiile speciale se compară cu ceea ce este afară, cu veniturile celor de afară, pentru că sunt consistente și sunt date acelor oameni, nu știu, se zborește spațiul public. Mai puțin contează. Cert este că e diferențiere mare, da? Pensia medie e la 2000 de lei, 1500, 2000, 2500 și există mii de pensii speciale cu cuantumuri enorme. Sau în cuantum, ca să evit cacofonia, da? În cuantumuri enorme, care practic, nu au nicio justificare, mă înțelegi? Da. Exista în plată o pensie care depășea 70.000 de lei. Acum, nu știu, un an sau doi, mi se pare că nu se mai s-a asistat, că nu mai trăiește domnul acela. Nu poți, adică cea mai mare din Europa, într-un stat în care tu ai 1 milion de copii care mănâncă o dată pe zi. Adică ceva nu merge în sistemul ăsta, ceva în societatea aceasta. Și mai mult decât atât, trebuie oameni educați să poată să facă anumite profesii și categoric, să aibă motivația să facă acele profesii. Categoric. Luăm alte profesii, cea de agricultor, de antreprenor în agricultură sau de specialist în agricultură și cea de constructor, da? Adică și cel care stă pe schelă, mie mi se pare foarte important și care calculează cum să construiască un apartament, un bloc, inginerul de structură, de infrastructură, de suprastructură și cel din agricultură mi se pare foarte important, pentru că fără a merge să arpe câmp cu tractorul, nu prea cu ce să-l hrănești pe copil, pe polițist, pe judecător, pe profesor. Toți mergem la frigider, da? Da. Să luăm de acolo laptele, să luăm de acolo brânza, cașcavalul, salamul, da, pâinea, cu care vin de acolo. Să avem cu ce bani să le cumpărăm, da, să le da, punem bun. În frigider. Și aș întreba, de ce faci diferențiarea asta enormă, tu, sistem social, că îți propui așa, într-o societate politică, toți politicienii spun să oferim maximul de bunăstare socială cât mai multor indivizi. Păi nu e deloc așa, pentru că prin politicile pe care le promovezi tu, sistem politic, da, sau garnitură de politicieni, nu faci decât să divizezi. Da? Și a existat în mai multe regimuri, inclusiv la Băsescu, a fost cel mai sub regimul Băsescu, militar contra civil, pensionar contra cei care sunt în activitate, privați contra public, adică divizarea și antagonizarea unor clase, păi tot din societatea asta fac parte, da? Și pe de altă parte, mie mi se pare absolut destructurant modul în care pui pe o poziție superioară mai multe profesii, da? Și le tratezi cu totul inferior alte profesii. Păi și avem nevoie și de femeia de serviciu. Fără femeia de serviciu, noi ne-am îmbolnăvit în instituțiile în care locuim. Da. Da? În care ne ducem mai mult, ne ducem viața 8-10 ore pe zi. Da. Dacă acolo este praf, sunt microbi, dacă... Deci totul, inclusiv cel care stă și păzește o instituție, este important. Și nu o spun acum dintr-un anumit exces, să spunem, de curtoazie. Nu, e o realitate. Este o realitate, da. Dacă dai pensie specială unei categorii, dai pensie și alte categorii. Da, sunt de acord, da. Celor care au fost demnitari și au avut, da, dă-le în plus, nu știu, 30%, 35%. Îți ajunge acum, să fim foarte clar înțeleși. Dă-i și celui care a lucrat în mină, dă-i și celui care a fost în sănătate, dă-i și celui care a fost în agricultură, dă-i și celui care a stat pe schelă în frig, dă-i și profesorul, dă-i și medicului, da, dă-le tuturor. Dă-le ca să le recompensezi contribuția pe care au avut-o în societate. Și mie mi se pare cel mai corect, mă, nene, cât ai contribuit, atâta să ai. Asta mi se pare corect. Da? Da, și contribuția și efortul. Bun. Și condițiile de muncă. Hai să revenim la discuțiile noastre, pentru că, de fapt, și de aici pleacă nemulțumirea multora care aleg să emigreze. Exact. Da? De ce? Spun, n-am încredere în politicieni, n-am încredere în instituții, eu plătesc impozite, știi că, de fapt, nouă ni se ia jumate din ce câștigăm. Exact. Uite, arăt flutura și eu lucrez în trei locuri, oficial. Da? Uh-huh. Două locuri sunt publice, adică sunt jumătate de normă într-o instituție publică, la un institut, în altă instituție, normă întreagă. Și mai am la privat colaborare de o oră pe zi, da? Peste tot, eu plătesc, da? Da. Bun. Păi dacă tot îmi oprești de acolo și, nu știu, contribui cu bugetul, cu partea din ceea ce câștig eu la bugetul public, ia-le tuturor și pune pe tot să contribuie, pentru că, de fapt,
dacă ai un salariu și o retribuție mai mare, îți permiți de fapt să plătești un quantum, să spunem, redus. Nu să iei jumate pentru unii și pentru alții să nu adaugi niciun fel de contribuție, să-i scutești. Da, nu mi se pare nici asta corect. Indiferent ce categorie socială da, ar fi. Da, pentru că până social, la urmă și persoanele care au mai multe servicii categoric. Nu au servicii pentru că vor să se îmbogățească, categoric. Ci vor să asigure da. Acea bucată de venit da. Care le lipsește. Exact. Și atunci citeam un articol zilele trecute legat tot așa de impozitare și de, mă rog, procentul din ceea ce se oprește de fapt pe contractele acestea sau în baza contractelor încheiate oficial. 43% este foarte mult. Este, da. este un impozit al muncii. Păi tu în loc să încurajezi munca și să o scoți la lumină, practic prin ceea ce faci, prin impozitarea aceasta majoră, îi convingi pe antreprenori de fapt să ascundă munca. Pentru că ei plătesc... Antreprenorii să ascundă munca și cei care lucrează la stat, plătesc 1500 de lei minim, ca să nu plătească contribuții statului decât într-un quantum redus și atunci dau restul, cu cât se înțeleg, celor care sunt angajați. Și iarăși nu e ok. Da? Și acum schimbă codul fiscal, am văzut că se renunță la contractele part-time, o altă chestie făcută din punctul meu de vedere pe genunchi, negândită, și care într-o anumită măsură va ajuta pe unii și va dezavantaja pe alții. Și din aceste considerente, foarte mulți pleacă fără să se mai uite în spate, pentru că sunt, în primul rând, nemulțumiți de ceea ce au primit în schimbul la ceea ce au contribuit și au făcut în societatea aceasta. Sunt nemulțumiți de tratamentul la locul de muncă, sunt nemulțumiți de perspective, nu le întrevăd. Și mulți spun, băi, plec pentru copii, pentru că am fost acolo, am stat o perioadă și mi-a plăcut foarte mult și vreau ca ai mei copii să trăiască acolo. Și da? Mai este zona de valorizare. Și de valorizare, pentru că da. Faci da. Educație... Da, da. Nu este ușor lucru să faci ani, zeci de ani de educație, cum este, de exemplu, un medic care face foarte mulți ani în rezidențiat, facultate rezidențiat, specializare și așa mai departe, iese cu o calificare și nu poate beneficia de ea. Salariul este foarte mic. Beneficiază doar în parte. Păi doar asta în parte. Este. Salariul este foarte mic și nu este la adevărata valoare a studiilor și a muncii pe care o depune, plus turele de noapte, plus riscurile și așa mai departe. Diferențierile acestea de retribuție, Elena, fac practic inoperantă acea, să spunem, egalitate de șanse și, de fapt, tratament egal pentru toți. Pentru că, într-o formă sau alta, și medicul, și profesorul, și cel care lucrează în agricultură, și judecătorul, și polițistul, și cel care este militar, toți contribuie, într-o formă sau alta, la ceea ce înseamnă, de fapt, dezvoltarea acestei societăți și întreținerea ei, da? Păi bun, hai să îi accept, bun, cu diferențiere în funcție de studii, de importanța profesiei, de modul în care creezi un statut, dar nu să fie discrepanțe de zeci și de ori mai mari, da? De câteva ori mai mari, nu de zeci, câteva ori mai mari. Adică e una da, să ai... Da, dar aceste câteva ori sunt sensibile. Minimul să ai pe economie pentru multă lume și să ai pentru categorii de 15-20% de 5, de 10 ori mai mult retribuție. Este o discrepanță foarte mare. Și asta nu conduce către o societate care să se echilibreze și să se accepte reciproc, ci duce la, cum să spun eu, la antagonisme, pentru că unii care muncesc și spun, da, și eu muncesc, și eu mă implic, și eu am contribuția mea. Ia uite cum se întâmplă cu cei care lucrează, nu știu, în anumite instituții, în anumite companii. Primesc asta, noi nu primim. Și de aici pleacă o întreagă poveste legată de modul în care alegi să asiguri, de fapt, bunăstarea socială. Există riscul din această cauză să se renunțe și la educație? Generațiile da, care s-a vin renunțat să spună, la educație, au renunțat mult la educație. Nu mai are rost să mă mai duc la școală, nu mai are rost să studiez, pentru ce mi-au diplome, că am un teanc de diplome și nu pot să fiu, să am un serviciu care să aibă un salariu, să-mi asigure o viață calitativă sau măcar satisfăcătoare. Aici sunt mai multe explicații. România a suferit o dezindustrializare majoră după 1990, adică economia așa cum era gândită ea până în 89, a sucombat în decurs de 7-8-10 ani, prima da. Decadă despre care vorbeam. Da. Dintr-o dată, tot ce însemna profesie din aceasta modernă, ingineri, spunem zona aceasta specialiștilor în diferite domenii din economie, chiar și maestri, chiar și operatori, da? Dintr-o dată nu și-au mai găsit loc de muncă sau au rămas în acele companii
plătiți cu jumătate de salariu sau deloc, sau amânarea salariilor cu lunile, că a fost și asta o practică. Da. Atunci oamenii își dau seama că, de fapt, perspectivele nu există. Degeaba merg la școală dacă susțin copilul, să spunem, într-o facultate, da? Sau, mă rog, nu trebuie să facă facultatea, să spunem, da? Dar cel puțin până la bacalaureat, după aceea să fac o specializare care să-i permită să muncească undeva. În orice caz va fi fiind sau vom pune problema, există un parcurs și o susținere îndelungată a educației în care investești. Și punctul terminus trebuie să aducă ceva și mulți nu întrevăd acel ceva. Spun degeaba merg pentru că, uite, și prietenul nu are facultate de celălalt și de fapt nu și-au găsit de muncă, muncesc în locuri complet nepotrivite pentru cariera lor, pentru pregătirea lor. Și pe de altă parte, pot să mă angajez de acum și să fac resurse, să câștig bani. Ceea ce iarăși este o pierdere pentru societate, că una să ai un procent de absolvenți de universitate mare și alta să ai, noi suntem pe ultimul loc. Avem acum în jur de 26% absolvenți de universități, cu toată, să spunem, infrastructura privată, cu tot ce s-a întâmplat după 90, când s-au redimensionat universitățile. Noi suntem încă pe ultimul loc, da? Față de 41% în Polonia, față de 50% în Germania, 55% au germanii, 60% au britanici, adică de două ori cât noi, da? Da. Absolvenți de universitate, în economii care funcționează și care practic respectă niște reguli, adică omul este încadrat, are profesie, îl plătești, nu-l amâni cu lunile, nu-i dai jumătate din salariu și nu-ți bagi o de impozitându-l cu jumătate din ce câștigă, da? Și dându-le altora, nu știu, retribuție de 5, de 10 ori mai mari în detrimentul altora din alte categorii, ca să nu mă aduc aminte acum profesiile. Și ce mi se pare îngrijorător? Sunt părinți care își cresc copiii în ideea de a pleca din țară. Da, mulți, mulți. Eu știu foarte mulți părinți care spun așa, trebuie să pleci, să te pregătești, să fii performant, să obții un loc. Și vreau să spun, Elena, există liceu grupuri, și după liceu faci facultatea de afară. Există grupuri de tineri care sunt foarte bine pregătiți, în care societatea investește. Și să știi că până la BAC inclusiv, e o investiție majoră în fiecare copil care părăsește țara. Ce face statul aici? Este o pierdere dublă, triplă, quadruplă, cred. De ce? O primă pierdere este aceea a individului, care crește foarte greu. Da. Îl formezi greu pe un copil, da? Pe un tânăr. A doua pierdere este aceea a familiei, că se destructurează. Ei mai vin aici la un an, prima dată vin la 6 luni, după aia vin la un an, după aia vin la 2 și nu mai vin deloc. Da? Da. A treia pierdere este cea a eficienței profesionale, pentru că tu trebuie să ai din spate resurse educaționale și le mai ai. Și a patra pierdere este cea modului în care contribui, adică întorci înapoi ceea ce societatea a investit în tine, într-o formă sau alta. Înțelegi? Da. De asta spun că este quadruplă pierderea. Și ce fac instituțiile și politicienii? Stau așa și se uită cu mâinile încrucișate, cum pleacă și de fapt nu reușesc. Cred că nici nu se pricep, cred că nici nu se vrea. E o poveste foarte... Eu am stat și am urmărit evoluția României în ultima 100 de ani. Adică ce s-a întâmplat după 1900. Și vreau să spun că cea mai bună perioadă, în ciuda tuturor lucrurilor negative și lucrurilor care nu ne plac acum, este cea pe care o trăim noi. Pentru că în trecut a fost catastrofal. Și chiar în perioada de stabilitate pe care noi le considerăm anii 60-70, chiar și atunci erau limite foarte mari și retribuțiile oamenilor erau minime. Mi se părea nouă că era da, o stabilitate. Dar nu se migra? Nu se, păi n-aveai voie, era o mare închisoare exact. România, ca și celelalte parte, state din lagărul comunist. Acum de-aia se migrează, spunea lagăr comunist. Da, da acum se că, migrează la toate categoriile sociale, da, Elena, la toate de categoriile de vârstă. Pentru că ce fac tinerii? Nu numai tinerii, și cei care nu au profesie. Păi începem cu ei. Chiar și cei care au profesie. De ce? Pentru că acolo munca, să spunem, necalificată, e plătită 10 ori mai bine decât în România, da? Da. Bun. Și respectul e mai mare. O luăm cu tinerii, care sunt cei mai importanți. Ei ce spun? Ba, de ce să mirosesc într-o facultate din România timpul când eu, cu potențialul meu, cu limba engleză pe care o știu, sau germană sau franceză, pot să accesez bursă, pot să fiu acolo important și să intru pe un culoar profesional care îmi va aduce satisfacții, lucruri pe care în România nu le am. Am o facultate bună, poate, da? O găsesc la București, la Iași, la Cluj, la Constanța, oriunde ar fi, da? Dar nu-mi garantează nimeni că după facultatea asta și după rezultatele mele excepționale, eu voi găsi un culoar de dezvoltare. De ce? Ei se uită, pentru că tinerii acum sunt foarte activi cu colegilor din, fie din România care au plecat, fie cei din Occident, da? Și spun, uite, aici câștigăm, avem bursa asta, ne ducem acolo, ne permitem asta. Și atunci tinerii vor să facă sau să aibă același drum, să aibă acces la aceleași resurse pe care le au cei din generația lor. Nu mai sunt precum eram noi. Bine, nici nu aveam cum să plecăm la 20 de ani, că, mă rog, da, abia atunci se deschideau granițele.
Și însă noi totuși am fost norocoși față de părinții noștri care n-au beneficiat de absolut nimic. I-au avut o perioadă a tinereții lor foarte dificilă, au muncit mult, s-au chinuit foarte mult și recompensa lor nu a existat. A fost foarte mică. Bun, a doua categorie este a celor care sunt maturi, s-au maturizat profesional, au 30, 35, 40 de ani. Ce fac ei? Au muncit la multinaționale. Au văzut că de fapt acolo regulile sunt altele. S-au educat în spiritul acesta și pleacă, da, în zonele unde vin companiile mamă, da, și își găsesc acolo de muncă. Pentru că spun eu, am muncit la nu știu ce companie. Eu știu pe șeful de acolo care a venit din Norvegia, din Finlanda, din Anglia, din Germania. Ala recomandă și intră într-un circuit din ăsta, să spunem, profesional, global, unde se duc dintr-o parte în alta. Știu pe un tip care a fost prima dată, a făcut școala militară de aviație, a fost ofițer în armată, a stat până la 35 de ani în armată, mi se pare că este un contract ceva minim, a putut să iasă, treacă în rezervă, adică rezervă, a devenit pilot pe avion comercial în România, după care a câștigat în altă parte și acum lucrează, nu mai știu, la o companie din Belgia, câștigă de 5 ori cât câștigă, bine, în general piloții câștigă toți, dar 5 ori decât ar fi câștigat în armată, ofițer fiind. Da? Și iată, un tânăr de succes, are 45 de ani acum, ceva de genul acesta. Și mulți de categoria asta, din categoria aceasta de vârstă, își pun aceeași întrebare. Ingineri, tip care, mă rog să spunem, nu au făcut facultate, dar sunt buni antreprenori. Identifică oportunitățile, știu să se orienteze și atunci, sau fac mici afaceri, da? Și nu le fac aici, unde de fapt găsesc mediul complet instabil economic și mediul sau reglementările, le găsesc în altă parte mai convenabile și mai stabile, mai predictibile, da? Atunci se duc acolo. Și cei care sunt de vârsta noastră pleacă datorită faptului că nu le mai place, nu se mai regăsesc, consideră viața de o calitate inferioară, chiar mi-a zis un tip că este tot ce vede în jurul lui trivial. Zic, dar de ce e trivial? Băi, nu mai place, nu înțelegi? Și tipul ăsta nu e un tip, să spunem, care a lucrat în nu știu ce medii, nu. A lucrat în diferite, a lucrat într-o companie, după aceea în altă companie a fost chiar coordonator la unei echipe și a spus, câștig față de ceea ce lucram aici, de 6 ori. Uh-huh. De ce aș vin înapoi? Și a convins-o pe domnișoară care termina liceul să meargă și ea, cred că în Anglia sunt acum, da? Da, sunt urmă în Anglia pentru că el a lucrat vreo 7 ani sau 8 ani acolo și mi se pare că a rezolvat problema în care să rămână cu drept de muncă. Nu are cetățenie, dar are drept de muncă. Uh-huh. Da? Pentru că se acordă. Mă rog, s-ar putea să greșesc aici, dar cert este că el e acolo, cu familie, cu tot. Da? Știu prieteni care lucrează, sunt transportat, sunt șoferi pe tir, da? În Belgia, Luxemburg, în Germania, în Franța, la companiile de acolo și câștigă de 5-6 ori decât câștigă aici. Da? Și multe alte exemple aș putea da. Iar la noi, politica asta mi se pare mie absolut destructurantă și cu totul demotivantă, a mâinii de lucruri ieftine și a salariului mic, încă există. Abia acum, constrânși de împrejurări, de inflația asta galopantă, mai adaugă ceva, dar nu reușesc. În primul rând, economia nu funcționează sau funcționează parțial, da? Și, în general, la noi, leadership-ul, dacă există, atât cât există el, nu este un leadership care să încurajeze, de fapt, echipa, care să te prețuiască, să te valorizeze, să te pună într-o perspectivă... Nu, la cel noi puțin e, să compenseze minusurile. La noi este foarte mult altceva. Bullying la locul de muncă și nu recunoaște nimeni. Și păi nu numai. În aproape toate instituțiile, și dăm exemple câte vrei. Nu e moment, poate vorbim mai despre bullying, în general. Nu la școală, ci la locul de muncă. Reține, fie că ești bărbat sau femeie. Da. Da? Bun. În altă parte este o chestie de șmechereală. Hai să-l bârfim pe ăla, hai să-i dăm celuilalt la joale. Așa gândesc românii. Eu spun din păcate, încă da. Eu am muncit încă în mai multe medii, de la 18 ani, am muncit multe medii. Da. Vreau să spun că peste era la fel. Adică genul ăsta, să nu fie el, să nu se afirme, da să-i facem ok, da să facem aia, da să-l, ce, să-l punem într-o lumină proastă. Bă, dar de ce să nu spuneți? Hai să-l ajutăm, hai să-l ajutăm, că e colegul nostru, că e colega noastră, că suntem noi. Mai avem doar 2 minute. Aș vrea să facem o sinteză. Care crezi că ar fi soluțiile? Soluțiile ar fi în primul rând următoarele. Oameni capabili care să managereze instituțiile, pe meritocrație numiți, și politicieni, nu știu dacă se poate, asta nu se poate, pentru că, din punctul meu de vedere, clasa politică de acum a pus mâna pe resurse, pe un mecanism în care, practic, își asigură perpetuarea și cei care nu sunt, să spunem, partea grupului și nu sunt S-men, adică să spună, da, șef, așa o să facem, da. Însă și ideea de șef
nu spui manager sau lider, spui șef. Da. Tipul ăsta, așa, mă rog, de aranjament și de club. Da? Bun. Doi, modul în care va exista o seriozitate în ceea ce înseamnă loc de muncă stabil, plată și nu amânare. Respect și din partea instituțiilor pentru cetățean și din partea cetățeanului pentru instituții. Adică o chestie nu doar prefăcută sau noi ne facem că respectăm și ei se facă că ne respectă pe noi. Nu, ci să fie real, să simți tu de fapt că ești important. Da? Uh-huh. Iar un alt element ar fi reclădirea încrederii cetățenilor către instituții și politicieni, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte greu de rezolvat, pentru că de foarte multe ori au existat deziluzii și dezamăgiri succesive. Pe bună dreptate. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Și îmi pare dacă mă atingi niște teme care probabil că îi va supăra pe unii dintre cei care ne privesc, dar e realitatea din România pe care o trăim și sociologic vorbind, din perspectivă sociologică. Din perspectivă sociologică, niciodată lucrurile nu sunt roz. Categorii. Nu ne putem raporta la o realitate dintr-o perspectivă imaginară da, sau nouă, format în așa fel încât să se audă numai lucrurile frumoase. Realitatea este realitate și adevărul este că dacă nu privim realitatea în față, nici nu avem vreo șansă să o schimbăm. Și ca să putem să preparăm ceva, trebuie să recunoaștem problema. Exact. Și ca atare, dacă pe cineva a deranjat ceea ce ai spus tu astăzi, este mai bine să-și pună propria întrebare vis-a-vis de ce l-a deranjat. Da. Și constatarea se poate face pe propria experiență. Și pe propria experiență și pe studii și pe cercetări, pentru că suntem oameni care studiază, cercetează și părerile pe care le emitem nu sunt venite dintr-un vis de azi noapte sau dintr-o părere de la televizor, ci sunt fundamentate. În calitate de cetățean, ce simt eu în jurul meu? Am vorbit după aceea în calitate de cercetător, mă ocup de problema evoluției, modernizării și sociologiei comunităților. Și în al treilea rând, din perspectiva aceasta, celul care are legătură cu multă lume, care este dincolo, da, în străinătate și care practic avem compară. Feedback. Da, avem feedback. Avem feedback, iar asta contează cel mai mult și într-o raportare. Și din prisma profesorului, apropo, să nu mă... Da. Avem informații coroborate din mai multe domenii și asta face ca o părere să fie obiectivă iar și reală. Noi îmi presă știm multe lucruri, auzim multe lucruri, pentru că avem metodele noastre și canalele noastre de informare. Sigur. Și știm mult mai multe lucruri decât spune. Sigur. Și știm despre ce vorbim. Da. Mulțumesc, Enache, încă o dată. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi, iată, într-o discuție care este importantă pentru noi toți din toate punctele de vedere și care poate forma sau genera un viitor dacă ne asumăm cine și ceea ce suntem. Până data viitoare, rămâneți în echilibru!